Începem să răsfoim de astăzi Evanghelia Acțiunii, una dintre primele cărți scrise ale Noului Testament. Evanghelia după Marcu ar putea fi numită și Evanghelia lui Petru, apostolul fiind una dintre sursele de bază ale lui Marcu. Înțelegem astfel de ce este o evanghelie dinamică. Petru a fost un om de acțiune. Un cuvânt caracteristic al acestei scrieri este îndată. Dacă în Evanghelia după Matei Iisus este rege, în Evanghelia lui Marcu este prezentat ca robul lui Dumnezeu. De la bun început îl observăm în acțiune, primul capitol din Marcu fiind unul dintre cele mai intense capitole biblice. Ne întâlnim cu Ioan Botezătorul, care împlinea profețiile lui Isaia și Maleahi, apoi, după impresionantele momente ale botezului și ispitirii Domnului, călcăm pe urmele lui Iisus într-o zi de sabat plină de evenimente, care subliniază autoritatea Mântuitorului asupra lumii spirituale. Ziua se va încheia cu o demonstrație a puterii sale de vindecare. Dar mai presus de toate, Iisus păstrează în prim plan timpul de rugăciune. Se trezește dis de dimineață pe când era încă întuneric de tot ca să poată petrece timp în intimitate cu Tatăl Său Ceresc. Mai mult decât orice alt nume al Mântuitorului, Marcul folosește pe Iisus. Prima apariție a Domnului este la Iordan, unde, ca a doua persoană a Dumnezeirii, este botezat de Ioan. Când iese din apă, Duhul lui Dumnezeu, a treia persoană a Trinității, coboară asupra Domnului în chip de porumbel și o voce din ceruri, a lui Dumnezeu Tatăl, depune mărturie: Tu ești Fiul meu prea iubit. Dumnezeirea își pune pecetea peste Iisus Hristos, ungându-L pentru marea sa misiune de pe pământ. Apoi Duhul l-a mânat pe Iisus în pustie pentru a fi pregătit. Întrebarea la care Marcu dorește să răspundă este: va putea Iisus să-și împlinească lucrarea? Mulți alții nu rezistaseră în confruntarea cu ispita. Adam nu reușise. Noe alunecase jalnic. Avraam a greșit și el și nu odată. Moise la fel. Iar despre David ce să mai spunem? Va reuși Iisus? Sigur, fiți liniștiți. Deși Satan îl încearcă în fel și chip 40 de zile, Iisus triumfă. Nu vom afla niciodată detaliile confruntării. Aflăm doar că, după ce totul se termină cu bine, atât animalele regnurile inferioare, cât și îngerii creaturi superioare i s-au alăturat să-i slujească. După ispitire, Domnul intră direct în lucrare cu vorbe și fapte care îl arată ca rob, predicând Evanghelia lui Dumnezeu, avertizându-i că împărăția lui Dumnezeu este aproape și îndemnându-i pe oameni: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Iisus a început misiunea în Galileea, unde a chemat și primii ucenici, niște pescari care își părăsesc mrejele și îl urmează într-o lucrare frenetică, neobosită. Prin vindecări, Domnul atrăgea atenția și dovedea autoritatea sa atât în domeniul fizic, cât și asupra tărâmului demonic. Prin învățătura sa, Iisus pregătea poporul pentru mântuire. Dar dincolo de toate, nu învățătura lui ne mântuiește, ci doar credința în moartea și învierea sa.